Salut, sunt Hellscream și astăzi vreau să vă arăt cum vă puteți juca în 3D imagine stereo și să vedeți filme în aceeași manieră dacă aveți un monitor, un CRT spre exemplu, care nu suportă frecvențe mai mari de 72 de Hz. Uitați, monitorul pe care rulez în momentul ăsta are frecvența de 60. Îl pun la 75, apply. Da? Ok, practic imaginea 3D este o imagine stereo, o imagine pentru ochiul stâng, o imagine pentru ochiul drept. Intrați aici is3d.com. Downloadați softul, este is3D driver. Se instalează destul de ușor, fără probleme și fără alte pop-up-uri. Softul arată cam așa. Da? Dacă aveți monitoare CRT, aveți versiunea free. Da? Și este, are și opțiune specială pentru plăcile ATI. Aici vă alegeți partea, mă rog, vă alegeți tipul de ochelari pe care aveți. Da? Eu am o pereche de ochelari de carton. Deci, merge. Dăm enable stereo, dăm apply, băgăm în vară. Haideți să vedem puțin. Lansez Counter-Strike-ul pentru că mi este cel mai la îndemână. Am să revin mai târziu pe pagina lor să vedeți cam ce jocuri suportă driverul ăsta. Oricum, imaginea nu o să fie foarte calitativă, dar vă puteți face o idee cam ce înseamnă să vă jucați 3D acasă. Deja vedem, avem 3D-ul. Să facem și niște setări. După cum puteți observa, deja este 3D. Da? Ochiul stâng, ochiul drept. Ieșim. Ne uităm puțin la ei pe pagină. Este 3D driverul. Da? Au mai multe, mult mai multe softuri gen 3D. Nu este foarte complicat, dar s-ar putea să vă ajute. Bine, ei comercializează și un monitor special pentru softul ăsta, nu știu dacă o să vă intereseze pe voi prea mult. Da? Ei zic că trebuie cumpărată licență, modul pentru monitorul analog este free.
Da. Softul mai are niște opțiuni în el destul de drăguțele. Aveți, dacă doriți, faceți setări sau știu eu, profile speciale. Suportă o gamă destul de largă de jocuri. Aici puteți citi câteva informații despre ce înseamnă dual output, imagini stereo. Da? Avem aici compatibilitățile. Trebuie să aveți o placă video care știe ce e la 3D. Deci, pentru utilizatorii ATI, un minim să aveți un ATI Radeon 4870 la Nvidia 8800, da? Și aici aveți jocurile care funcționează. Aveți și niște mici notificări. Să vă dați seama. Uitați, de exemplu, pentru Alien Breed 2 Assault este doar testat de useri, da? Și pentru Assassin's Creed Best Experience, da? Aveți o gamă de jocuri. Dacă vreți să jucați ceva în 3D, vă uitați aici și vedeți dacă îl suportă, da? Avem inclusiv Quake 3 aici, Resident Evil 4. Cam atât despre imaginile 3D pe monitoare care nu suportă frecvențe specifice. Pentru eventuale întrebări și nelămuriri, vă aștept cu un comentariu. O zi bună, HealthScreamOut!